Stimați colegi, se propune ca să fie amendat codul penal cu introducerea unor sancțiuni de ordin penal care să interzică organizațiile de simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob, noțiune de Holocaust. Și unele interziceri, da, încălcarea referitor la încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, rasismului, xenofobiei și negarea Holocaustului. Deci asemenea prevederi sunt în mai multe țări din lume, inclusiv în multe țări din Uniunea Europeană. A fost și un demers a comunității evreiești din Republica Moldova ca și la nivel legislativ în țara noastră, prin amendarea codului penal, să existe asemenea sancțiuni pentru cei care propagă, da, fascismul, rasismul și pentru cei care neagă ororile Holocaustului. Dacă sunt întrebări. Domnul președinte, proiectul este bun. Da, domn Sărbu, dacă îmi permiteți două secunde să-i dăm voie lui Constantin să vorbească. Da, e clar proiectul. Da, e clar proiectul, domn președinte, lăsați. No, acolo sunt unele întrebări referitor la unele hotărâri a Curții Constituționale. Păi eu de asta așa am vrut să întreb. Păi da, da, să întreb. Legat de interzicerea simbolicii comuniste, într-adevăr există o decizie a Curții și am vrut să întreb dacă vă mențineți decizia, vreți să interziți și Secera și Ciocanu sau... Nu, deci, domnule Sărbău, referitor la articolul 2 roman, noi îți propunem ca acest articol să fie exclus din proiect. Asta am vrut să întreb. În rest, dacă mai sunt întrebări, domnule Tinenco, sau nu aveți? Nu, proiectul e bun, dar aș fără scoate chestia asta. Secera, Ciocanu și orice... No, haideți pentru acuratețe, totuși, până la urmă, noi avem hotărârea Curții Constituționale, care a declarat neconstituțional asemenea prevederi care anterior, da, au existat, și ca să respectăm și hotărârile Curții Constituționale, o să propunem să fie exclus articolul 2 roman din proiect. Eu vreau să vă întreb referitor la poziție. Propunem pentru prima lectură. Da, pentru prima lectură. Ok, mersi beaucoup. Deci, stimați colegi, cine este pentru... Hai, totdeauna Costea, zic. Stimați deputați, cum s-a menționat, sub aspectul legat de articolul 2 din proiect de lege, trebuie de exclus, fiindcă există hotărârea Curții Constituționale numărul 12 din 2013, care a abrogat sau a declarat neconstituțional unele prevederi care au fost adunse în 2012 cu privire la interzicerea de utilizare de către persoane fizice și juridice, inclusiv de către partide politice, a simbolului regimului totalitar comunist, Secera și Ciocanu, precum și promovarea ideilor totalitare. Aici sunt și două hotărâri CEDO pe cazul respectiv, o să fie detaliat în raport. Doar că sub aspect redacțional aș vrea să menționez că propunerea de completare pe care autorul propune la articolul 35 sau 36 trebuie să se regăsească în articolul 34 cu incile 14 și articolul 34 cu incile 15. Fiindcă în caz contrar, noi riscăm să excludem incriminarea faptelor de genocid și ecocid. Mai mult ca atât, aceste noțiuni care sunt propuse de către autor la 135 și 136 sunt definiții și pentru a respecta regula stilistică codului penal, este necesar ca aceasta să se regăsească în partea generală a codului penal și nu în partea specială. Este o propunere redacțională, pur și simplu noi schimbăm articolul 135 și 136 cu articolul 34 cu incile 14 și articolul 34 cu incile 15. Se acceptă.
Bine, stimați colegi, atunci trecem la procedura de vot cu acele mențiuni care au fost vociferate de Constantin. Rog să vă expuneți asupra raportului pe proiectul 233 din 11.2020. Bolea, pentru. Suhadolski. Pentru. A dat un raport pozitiv. Mizdrenko. Pentru. Dolin Țala. Nu o văd. Sunați-o, vă rog, pe Dolinț. Nikiforciuk, Eugen. Pentru. Litvinenko, Sergiu. Eu sunt pentru, dar nu știu dacă susțin excluderea ceea ce ați spus voi. Adică după mine trebuie să rămână. Vorbim acum despre concept propriu zis. La lectura a doua deja o să ne... Concept, da, conceptual, așa cum este. Okay. Domnul Sergei Sârbu. Pro. Так, și nu este doamna Dolință și nu este domnul Plângău. Так, cine... Da. Так, 5-6, да? 6 voturi pentru. Proiectul a fost, ni s-a dat un raport pozitiv.